Fericiți și blânzi, că aia vor moșteni pământul. Fericiți și frămâși, se dați de dreptate, că aceia se vor sănătă. Fericiți și miloștii, că aceia se vor fi. Mântă Domnul stă din robul Domnului, din aia fost izgorit, în harul care să fie frice. Și mărturisindu-te pe tine, Dumnezeule, în rai a fost așezată. Iar noi, care am fost mântuiți din pătimirea ta, stăpâne, urmând în harului cu credință, strigăm, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți-i curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Rugă-te din pământ cel ce mai zice. Dumnezeule, după mare mila ta, rugându-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului tău. Garda, drept! Și
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ferește-ne pe prezidențial. Părintele Sorin Paul Grecu a trecut la Domnul în 6 ianuarie, la vârsta de 61 de ani. A devenit cunoscut în martie 1990, când a intrat în greva foamei în fața statuii lui Lenin de la Piața Presei Libere pentru a cere îndepărtarea tuturor simbolurilor comuniste, respectiv a statuilor lui Lenin și Petru Groza. Ulterior, în aprilie, în Piața Universității din București a început cel mai lung protest anticomunist din istoria României, încheiat brutal cu venirea minerilor la București și violențele din perioada 14-15 iunie 1990. Dezamăgit de situația din țară, părintele Sorin Paul Grecu a emigrat la Londra, unde a înființat o parohie care a funcționat pe rând în Ilford și Chelsea, apoi la Biserica Greacă din Eastham, Londra.
Ieri, în drumul spre locul de odihnă, trupul preotului a fost oprit pentru o scurtă rugăciune în Piața Presei Libere. Cortegiul a avut o oprire și la Troița din Piața Universității. Seara a ajuns la Biserica Sfântul Ilie Rahova, în zona Piața Unirii, unde foștii colegi de facultate și seminar ai părintelui au oficiat o slujbă de pomenire. Înmormântarea va avea loc astăzi, va fi oficiată la Peretu, județul Teleorman, de către Înalt Preasfințitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, și de către Preasfințitul Gala. Mai trebuie la noi aici, okay, da. Așa, ușor, ce? Întins, ușor, 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 ușor. Bravo.